Bună ziua, mă numesc Mărar Alexandra și sunt aici alături de Ioana. Noi suntem la Sevasana și am venit să cunoaștem acest loc magic în care aflăm tot ce ține de sănătate, de la sănătate până la vindecarea corpului și alte metode de cunoaștere de sine. De unde a pornit totul? Așa că, Ioana, prezintă-ne, te rugăm, cum a pornit? La început a fost doar o pasiune, după ce au venit copilașii pe lume am căutat soluții naturale pentru a le susține sănătatea și pentru că la vremea aceea cochetam cu uleiurile esențiale, însă nu aveam prea multe informații. Am ales să fac un curs de aromaterapie și fitoterapie și așa am început eu practic să aprofundez un pic mai mult domeniul acesta, să testez pe copilașii mei de fiecare dată când am avut o provocare. Să folosesc plante medicinale sub diverse forme, că e vorba de ceai, că e vorba de tincturi macerate, infuzate sau inclusiv uleiurile esențiale. Încetul cu încetul le-am testat, am văzut că ele funcționează și în 2019 am ales să scriu un proiect european, un startup care vizează aromatizarea uleiurilor vegetale cu plante medicinale și partea cea mai faină este că am trei prese cu care lucrez și practic în acele prese pot să pun tot ce înseamnă sămânță și plantă și să iasă un extract viu cât mai apropiat de forma lor naturală a plantelor. Foarte interesant. Și cum te-ai hotărât să duci această pasiune mai departe, să înveți și alți oameni? Pentru că am văzut că există o deschidere din ce în ce mai mare spre plante medicinale și spre natură. Trebuie să recunoaștem că în era vitezei lucrurile s-au cam schimbat și de cele mai multe ori este cel mai convenabil, ne este convenabil să intrăm într-o farmacie și să ne luăm o pilulă care crede în noi că ne va face bine. Asta e motivul pentru care am văzut deschidere din partea prietenilor noștri și apoi a tuturor celor care ne-au vizitat și am hotărât să focusez atenția un pic mai mult pe tot ce înseamnă cursuri, ateliere. Și îmi place foarte mult să lucrez cu copiii pentru că ei sunt foarte receptivi, sunt atât de puri și de frumoși și au o conștiință așa de curată. Și acesta este motivul pentru care sau care m-a împins să merg mai departe și să tot aprofundez și mai mult, să realizez cât mai multe activități pentru copii și nu numai, și pentru adulți și să duc mai departe toată minunăția asta de adică natura, să ne apropiem un pic mai mult de ea și să cunoaștem beneficiile pe care ni le oferă prin plante medicinale, prin fructe și prin tot ce găsim noi în mediul înconjurător. Natura, da. Observ că oamenii sunt tot mai deschiși față de această idee de a ne trata într-un mod natural, față de tratamentele cu medicamente și, de exemplu, și azi am avut două fetițe foarte curioase să afle despre tot ce înseamnă natură și alimente făcute într-un mod diferit față de cele procesate din comerț. Astăzi am organizat un atelier special pentru copii în care vedeta a fost menta și am ales menta pentru că este o plantă medicinală îndrăgită de copii și gustul e aromat și e pe placul lor. Și atunci le-am prezentat menta sub diverse forme, că e vorba de plantă crudă, din care facem mai multe preparate, ori e vorba de plantă uscată și cum putem să o folosim sub forma aceasta, sau că e vorba de uleiuri infuzate, sau ceaiuri, sau macerate. Care am învățat că pot fi de două feluri. Exact, pot fi de două feluri. Și până când am ajuns la uleiul esențial, forma cea mai concentrată a plantei, care se găsește în uleiul esențial, cu ajutorul căruia am făcut și câteva
preparate, am făcut o ciocolată de casă cu mentă și niște batoane de susan cu miere și cu mentă și au fost foarte încântate fetele. Da, într-adevăr. Cam cât durează procesul creării unui asemenea ulei? O să vă arăt și laboratorul. În funcție de sămânța care e în recipiente, durează între 8 și 24 de ore. Inul, care este o sămânță tare, micuță și tare, e nevoie să fie presată la 20 de tone presiune, între 15 și 20, și atunci în cele 24 de ore se obține picătură cu picătură uleiul acesta. Obțin doar partea fină a uleiului și ce-mi rămâne e o turtă. Și pentru că e partea fină a uleiului, avem ca și beneficii terapeutice, e cumva mai bogat în tot ce conține planta decât dacă ne gândim la uleiul rafinat, care nu, nici nu știu de ce există ulei rafinat. E foarte fain că pot să pun atât sămânță cât și plante și atunci, în funcție de ce vreau să obținem, combin plantele și semințele, că e vorba de un ulei culinar sau că e vorba despre un ulei cosmetic, o cremă, un balsam de buze, toate se fac prin procesul acesta de presare lentă, la rece, picătură cu picătură. Dacă stăm să ne gândim așa, o simplă plantă poate să aibă atâtea beneficii. Da, și poate fi folosită în foarte multe moduri. Sigur. Și se produce într-un mod foarte greu, adică tocmai ce spuneai că pentru 15 ml de ulei esențial, avem da. De o cantitate foarte mare de... Da, uleiul esențial este obținut prin distilare. Tot ce fac eu și produsele mele sunt obținute prin presare, care este o altă metodă. Eu obțin produse și prin aromatizare, asta înseamnă că în uleiul de bază, fie că e măsline, fie că e migdale sau tărâțe de orez ce folosesc acum, se pun plantele medicinale și se lasă la infuzat, la umbră câteva săptămâni. Acela este uleiul aromatizat. Ce obțin eu la presă este ulei presat prin metoda aceasta picătură cu picătură și a treia variantă este uleiul obținut prin distilare, care este uleiul esențial. Ulei esențial nu fac. În schimb, presez tot ce se poate, atât plantă cât și sămânță. Foarte frumos. Și copiii tăi, cum se declară față de această pasiune? Sunt atrași? Fiica mea, Elena, are 9 ani și ea este pasionată de plante, le cunoaște pe toate. Îi place foarte mult să-și facă ceaiuri. Și Luca începe acum să cunoască un pic mai multe despre plante. El încă e micuț, dar le place foarte mult locul acesta și e o zonă liniștită, aer curat, un spațiu generos care le dă libertatea să zburde cât vor ei aici. Și le place mult. Înainte stăteam în apartament, ne-am mutat acum 3 ani definitiv aici, când am început eu proiectul. Și nu regretăm. Sunt plusuri și minusuri, dar alegem să vedem plusurile mai mult decât minusurile. Ca să nu uităm de asta, am auzit că ai și o pensiune. Pensiune poate că e prea mult spus. Este o cabană cu 3 camere. Cele 3 camere le închiriem. Noi am construit-o pentru prietenii noștri, pentru că înainte să ne mutăm aici, veneam în fiecare sfârșit de săptămână să avem grijă de vița de vie și de plante și de pomii fructiferi. Și pentru că locul acesta este atât de minunat, prietenii noștri tot veneau în vizită și nu puteam să îi cazăm. Și astfel am hotărât să mansardăm o clădire existentă și am făcut 3 camere. Ei bine, după ce am dat drumul la proiect, văzând că există așa de multă deschidere către natură, plante medicinale, am hotărât să închiriem camerele și conceptul acesta Sevasana este ușor diferit față de ce întâlnim în alte locuri și îți spun și de ce. La noi nu este vorba doar despre o simplă cazare, la noi este vorba despre experiență și atunci oferim un program celor care vor să vină aici. De regulă vin pe weekend-uri și atunci alegem să gătim împreună. Cei care își doresc, eu
prepar și mâncare vegană sau vegetariană, soțul meu fiind vânător, face preparate vânătorești. Deci există un echilibru. Da, da. Dimineața le propun câteva exerciții, și exerciții energetice, și exerciții de respirație sau meditație, sau cum le place lor să o spună. Avem un program special în care, dacă ei doresc să afle un pic mai multe despre ei, despre problemele lor de sănătate, pentru că fiecare boală are la bază o emoție și atunci ne îmbolnăvim din cauza emoțiilor pe care le ținem acolo ascunse în sufletul nostru și nu le eliberăm, și le ofer posibilitatea să stăm să discutăm, să vadă și o altă variantă a ceea ce sunt ei acum, să înțeleagă că dacă privesc diferit lucrurile, perspectiva se schimbă automat, și să învețe un pic mai multe despre ei. Practic, eu invit aici să vină să se redescopere. Deci oamenii după această vizită, după o vizită aici, nu rămân? Cred că pleacă cu mai multe semne de întrebare. În prima fază. Da, dar într-un sens bun. Într-un sens bun, da. Da, cred că le strânesc un pic curiozitatea să-și acorde un pic mai mult timp lor, să-și asculte mai mult sufletul, să se descopere, da, să fie un pic mai atenți cu corpul lor, pentru că de fiecare dată corpul nostru ne spune tot ceea ce trebuie să știm, doar că suntem atât de prinși în viața asta cotidiană și viteza cu care se desfășoară lucrurile, încât nu-l auzim, deși el strigă acolo cu disperare, ajutor. E bine că avem astfel de persoane care reușesc să ne îndrume. Am început și eu acum 6 ani, da, să studiez. De fiecare dată când copilașii mei aveau o problemă de sănătate, am văzut că dacă îmi focusez atenția pe problema emoțională și susținând corpul cu produse naturale, ei se vindecă mult mai ușor. Și atunci sunt foarte multe terapii, începând de la medicina germanică, Theta Healing, un simplu vorbit în somn, sau așa de bine își revin copiii când îi strânge în brațe și le acorzi jumătate de zi de atenție, parcă le trece tot. Și atunci am spus că de ce să țin doar pentru mine? Crede-mă, acum mulți ani de zile în urmă n-aș fi crezut că o să fac asta. Am făcut cursul de aromaterapie și fitoterapie strict pentru noi și pentru copilaș, ca să pot să-i ajut în sensul ăsta. Mi-a se pare că viața a avut alte planuri cu mine, da, și partea cea mai faină este că oarecum sunt împinsă de la spate să fac anumite lucruri. E cumva acel ceva care îmi spune, haide, întâlnește-te cu copiii, și sunt atâta de bucuroși și de receptivi, și nu cred că am avut până acum persoane care să plece de aici dezamăgite. În primul rând, locul este minunat. Atmosfera, toată lumea se simte aici ca și în familie, și noi suntem oameni foarte deschiși și ospitalieri, și cumva rezonăm din prima cu fiecare persoană cu care ajunge aici. Deci toată munca din spate echivalează cu sentimentul de satisfacție. Da, după ce așa e. Numele Sevasana, de unde provine? Care a fost inspirația lui? Practic, eu lucrez cu plante și lucrez cu seva din plante, și tot ce fac eu acolo în presă este exact extragerea acestei seve din plante și semințe. Și sana e din latină, da, sănătate, și atunci e sănătatea pe care ți-o pot oferi plantele medicinale prin acest proces de presare lentă la rece. Seva sana la început a fost un proiect care practic a vizat realizarea acestor produse naturale, doar din plante și semințe. Însă în timp, văzând și primind feedback-uri atât de frumoase de la oamenii care ne-au vizitat, ne-am gândit că e nevoie de un pic mai multă cunoaștere. Adică, uite, îți dau un exemplu, ai acasă plante medicinale și nu știi ce să faci cu ele. Ai în grădină mentă, broiniță, salvie,
dar nu știi ce să faci. Și tocmai acesta este motivul pentru care am ales să organizez cursuri, seminarii și ateliere pentru copii. Practic, Sevasana înseamnă Sevasana Retreat, unde te invit la mine acasă, îți arăt cum trăiesc eu, îți arăt ce fel de mâncare pregătesc, îți recomand exerciții de meditație, de respirație, exerciții energetice. Discutăm despre problema ta, dacă există una, despre ce te frământă. Asta în situația în care oamenii sunt deschiși, că nu toată lumea vrea să discute despre asta. Sevasana înseamnă cursuri de dezvoltare personală. Aici organizăm cursuri de Theta Healing. Theta Healing este o terapie energetică cu ajutorul căreia poți să schimbi anumite convingeri. De când suntem în burtica mamei și până când devenim adulți, preluăm niște convingeri pe care le ducem ca așa, ca și un bagaj. Și la un moment dat, dacă acele convingeri nu sunt folositoare pentru noi, la un moment dat viața ne va scoate, ne va aduce în față tot felul de provocări ca să ne arate că avem de schimbat anumite lucruri în noi. Și atunci, prin aceste cursuri de dezvoltare personală, cum e Theta Healing, toate cele trei etape, sau Access Bar, sau Facelifting, sunt cursuri pe care le ține Nicoleta Sălăjan. Ea este sătmăreancă, dar e mutată în Anglia și acolo trăiește, acolo s-a și perfecționat. Chiar peste o săptămână avem primul curs, peste două săptămâni avem primul curs de Theta, nivel începător. Facem aceste cursuri de două ori pe an. Organizez seminarii. Seminarii în care le învăț pe mămici, de exemplu, cum pot să-și ajute copilașul cu ajutorul plantelor medicinale, a uleiurilor, ce să facă în caz de febră, de diaree și alte probleme de sănătate, da. Organizez ateliere pentru copii, așa cum a fost și cel de azi, în care invit să descopere cât mai multe informații despre plantele medicinale. Practic, copiii au învățat tot procesul unei... Exact. Au învățat de la planta, de la sămânță, da, și până la planta în sine și sub forma, sub diferite forme ale ei. Și organizăm evenimente. Cel mai mare eveniment pe care îl organizăm e Zilele Porților Deschise. De regulă e în august, la început de august, în primul weekend din august, așa am obișnuit să-l facem, și invităm, atunci ne deschidem porțile pentru toți cei care doresc să vină și să cunoască un pic mai multe despre loc și despre ce facem noi aici. Anul acesta am avut sute de persoane, a fost un eveniment foarte reușit, foarte frumos, și oamenii au fost așa de încântați, și asta mi-a dat un sentiment de recunoștință imens. Foarte frumos. Într-adevăr, și eu am rămas foarte plăcut surprinsă. Din prima jumătate de oră, de când m-am așezat lângă tine, am învățat o mulțime de lucruri noi. Mă bucur. Și este o experiență pe care personal aș recomanda-o. Mulțumesc frumos, mă bucur. Asta e și ideea, să vii, să-ți lași gândurile acasă, sau cel puțin înainte să intri pe poartă, să le așezi acolo. Și să vii să te bucuri, să te bucuri de natură, să te bucuri de plante, să te bucuri de atmosferă, să mă bucur de fiecare dată când pot să aduc zâmbetele pe fețele oamenilor, și când îi văd într-adevăr că ei se simt bine și le-a făcut plăcere să fie aici. Cât durează această meditație sau această... Programul este mai complex dacă ne referim la Sevasana Retreat, la partea de retreat. Retreat înseamnă că vii și intri practic într-o nouă zonă în care tu te descoperi pe tine, și atunci avem programe diferite. De regulă ei ajung vineri după masă, servesc masa și stăm și povestim, ne cunoaștem. Prima întâlnire e hai să ne cunoaștem, fiecare spune câteva lucruri despre el. A doua zi de dimineață, în prima oră, sunt aceste exerciții de respirație și exerciții energetice, să ne punem în funcțiune corpul de bună dimineață. Depinde, de regulă, o oră în care stai și îți urmărești respirația, dacă ești într-adevăr acolo, trup și suflet, trece, uite așa,
Și are și o mulțime de avantaje. Și are și o mulțime de avantaje și cel mai mare este că îți pui mintea pe stop. Și când îți pui mintea pe stop, ești într-adevăr acolo, conectat profund cu tot ceea ce ne înconjoară. Și pe urmă urmează alte activități, pot fi plimbări, pot fi activități în laborator sau pur și simplu putem să stăm de vorbă și să mă întrebe tot ce își doresc ei să afle și eu le ofer cu mare drag toate informațiile pe care... Deschise. Unde vezi viitorul apropiat? Ce planuri urmează cu această afacere? Hai să-i spunem proiect deocamdată. Nu o văd neapărat ca și o afacere, a început așa din pură pasiune și ușor, ușor se dezvoltă și mă bucură lucrul acesta. Păi pe viitor mă văd organizând mai multe activități pentru copii și pentru adulți și neapărat în anul ce vine o să organizez tabere pentru copii, pentru că ei sunt așa de încântați și vara este absolut minunată aici. E cald, e plăcut. Tot ce-și poate dori un copil. Tot ce-și poate dori un copil, da. Alergăm, jucăm, organizăm tot felul de jocuri. Își fac ei ceaiuri, culeg plante. E fascinant pentru copilaj. În principiu ce fac și acum, doar poate că cu mai multe persoane implicate. Pentru că pe an ce trece, proiectul acesta se dezvoltă tot mai frumos și prinde conturi. Da, și prinde conturi foarte frumos și lucrul ăsta mă bucură. Și văd că lumea este într-adevăr deschisă. Să vină să cunoască altceva, să guste altceva, să înțeleagă mai multe lucruri despre ei și despre tot ce ne înconjoară. Părinții pot veni de asemenea cu copilașii să asiste la activități? Unele activități sunt și pentru părinți, pot rămâne și ei. În schimb, anul trecut am avut 3 grupe de copii, de câte 10 pe fiecare grupă. Și Nicoleta, de care spuneam, cea care organizează cursurile de TETA, a ținut un mini curs cu copilașii, Access Bars, i-a învățat despre principalele puncte de energie de pe corp și cum pot ei să-și elibereze emoțiile negative. Și acolo a fost un curs special pentru copii. Părinții s-au bucurat de loc și copiii au fost la curs. Deci ambele părți au avut de câștigat. Da. Eu zic să mergem să vedem unde se realizează toată magia și să ne bucurăm și noi puțin de aceste momente. Sigur, mergem în laborator, cu mare drag. Acum ne aflăm în camera în care se adună toată materia primă. Ele sunt așezate, tot ce cultiv, tot ce aduni este așezată în borcanele. Și vom face un mic tur să vedem ce conțin ele, care sunt beneficiile lor. O să vă povestesc un pic despre plante, foarte pe scurt, pentru că dacă stăm să povestim despre fiecare plantă în sine, cu proprietăți și beneficii, o să plecați peste vreo lună de aici. Da. Tot ce adun eu într-un an de zile este aici, în această cameră. Plantele sunt culese manual, majoritatea sunt plantate în curtea noastră, iar o parte dintre ele, cele care sunt în flora spontană, cum e cimbișorul, sunătoarea, leurda și coada șoricelului, coada calului, le culeg din zonele pe care deja le cunosc, socul, sălcâmul, la fel avem păduri de unde le culegem. Leu suc controlat la 35 de grade ca să-și păstreze și culoarea și prospețimea și le pun așa în borcane pentru că este cea mai bună modalitate pentru a fi păstrate. Așa mă asigur că nu intră nimic, nu se umezesc și își păstrează mult timp prospețimea. Și beneficiile? Și beneficiile, bineînțeles. Așa că am, începând de la busuioc, care de mai multe tipuri, busuioc lemon, busuioc roșu, busuiocul simplu, am trandafiri, am iasomie, salvie, hamei inclusiv, mentă de mai multe tipuri, roiniță, usuc și căpșun. Acesta e pentru consumul nostru propriu, dar usuc și fructe, prune uscate, mere, coaja de struguri roșii pe care o folosesc într-un preparat de-al meu, într-o cremă pentru resveratrol
și culeg măceșe, culeg păducel, inclusiv ciuperci, pentru că suntem fan ciuperci și în fiecare an mergem și ne culegem. Le deshidratez o parte din ele și când le pregătesc, le hidratez cu câteva condimente pentru preț de 5 minute și apoi le folosesc așa cum vreau, pane sau la cuptor. Deci toate acestea pot fi folosite în fel și fel de în diferite variante. Aici am cimbrișor sălbatic, mugur de pin și de brad, cimbru, gălbenelele, acestea sunt gălbenele de acum toamna, sunt foarte frumoase portocalii. Cele din vară au fost galbene pentru că a fost foarte mult soare și cald și le-a scos din pigment. Soc salcâm, măghiran, frunze de dafin, leurdă, coada șoricelului, inclusiv pătrunjel, coaja de la lămâi și de la portocale, le aduc din Spania pentru că am acolo o persoană deosebită care îmi culege portocalele din livezi părăsite de mulți ani și atunci știu că sunt 100% bio și curate. Cât timp durează procesul acesta? De? Să iei o plantă din natură și să o pui într-un astfel de recipient până la depinde. Plantele apar la momentul lor, unele apar primăvara, altele vara. Durează câteva zile până se usucă. În prima fază le culeg, le usuc și apoi ajung aici în borcane și ulterior în preparate și în prese. Ne aflăm acum în laborator și vom vedea procesul de pregătire al produselor ca să ne ducă la rezultatul final. Ce este în spatele nostru? Cum funcționează acestea? Acestea sunt presele cu care obțin picătură cu picătură toată seva din plante și semințe. Ele se acționează manual, sub o anumită presiune și începem de la 5 tone presiune și ajungem până la 20. Și așa cum bine puteți să vedeți, recipientele acestea sunt dintr-un material foarte puternic, ca un fel de teflon, dar mult mai puternic, care rezistă până la 20 de tone presiune. În interiorul recipientului pun plante și semințe, că e vorba de il, cocos, floarea soarelui, dovleac, indiferent în funcție de ce vreau eu să obțin, și plante medicinale. Se acționează sub presiune și picură, da? Se adună așa picătură cu picătură seva din plante și semințe. Aici, de exemplu, am semințe de il și presez un burde de caise amare. Vreau să obțin un ulei medicinal. Practic, asta e procedura presării. Recipientele stau sub presiune între 8 și 24 de ore în funcție de ce vreau să obțin. Și cantitatea obținută este una mică, așa să te gândești, din 400 de grame de semințe de cânepă, în 24 de ore obțin undeva la 70 de mililitri. Dar ca și potențial terapeutic, este mult mai înalt decât uleiurile obținute prin aromatizare. Sunt mai concentrate, da. Am și o parte de produse care se obțin prin aromatizare. Acolo e vorba de ulei de măsline și ulei din trețe de orez. Se lasă la macerat. Când fac o cantitate mai mare, după ce sunt macerate, intră prin acest proces. E procesul de filtrare, procesul de îmbuteliere. Se îmbuteliază fără pic de ulei și foarte curat. Și ultimul aparat îmi sigilează capacul sticlei. Și ele merg mai departe în camera cu produse finite. Aici am petrec foarte mult timp din zi, dar când e sezon de plante, atunci în cea mai mare majoritate a timpului sunt sunt pe pășuni și prin păduri și îmi culeg plantele medicinale. Ne aflăm acum în spațiul amenajat special pentru doritorii care vor să petreacă un weekend diferit, care vor ori să se relaxeze, ori să mai descopere lucruri despre ei. Acest spațiu are 3 camere, 3 dormitoare, fiecare având povestea lui. Da, suntem în căsuța cu plante. Am hotărât să
amenajez fiecare cameră în specificul unei plante și atunci am ales camera gălbenelelor, camera cimbrișorului și a lavandei. Am ales aceste plante pentru că au fost primele cu care eu am început să lucrez efectiv, să le testez, să învăț un pic mai multe despre proprietățile lor și atunci am hotărât să decorez camerele în sensul acesta. Fiecare cameră are un anumit specific. Toate decorațiunile care sunt realizate aici sunt realizate manual și oarecum ne-am dorit să putem să introducem persoanele care vin aici în atmosfera aceasta de liniște, de simplitate, pentru că aici veți găsi simplitate, un vibe bun, o energie bună și cred că poți, într-adevăr, dacă lași deoparte toate ideile preconcepute cu care am fost învățat și poți să te bucuri într-adevăr de ceea ce înseamnă simplu, frumos, cred că se schimbă starea ta generală și, așa cum am spus, e pasul acesta sau pașii mici spre a te descoperi, spre a te cunoaște. Aici suntem pe terasa căsuței, un loc în care putem să stăm, să ne relaxăm și să admirăm priveliștea, pentru că ea este într-adevăr frumoasă. Cu toate acestea fiind spuse, noi îți mulțumim că ne-ai primit la tine. A fost o experiență cu adevărat plăcută, din care am învățat foarte multe lucruri folositoare și personal recomand cu mare căldură o vizită în acest loc, pentru că nu va aduce regrete, cu siguranță. Pentru potențialii doritori, unde ar putea să te contacteze, să afle despre programele tale? Toate informațiile le găsiți pe site sevasana.ro. Acolo sunt toate rubricile despre care v-am povestit și retreat-ul și partea de seminarii, cursuri și ateliere. Acolo puteți intra și găsiți absolut toate informațiile cu numărul meu de telefon și adresa de e-mail. Pe pagina de Facebook, Sevasana Baioana Vajvari, acolo sunt mai activă și acolo postez un pic mai mult tot ce fac eu și toate dățile de la cursuri și seminarii, sau direct aici, în Ardut Vi, strada Caișilor 29. Aici ne putem cunoaște, putem să stăm de vorbă și să petrecem timp de calitate împreună. Deci pentru oricine este deschis la o astfel de experiență, poate să te caute. Sunt bineveniți, da. Noi îți mulțumim foarte mulțumesc mult că și ne-ai eu. Primit și îți mulțumim pentru toate informațiile pe care mi le-ai oferit. Cu mare drag, mulțumesc frumos pentru invitație. Bine, mie ne-au prezentat și Elis. Mie mi-a plăcut atitudinea lor, m-au prezentat și mi-a plăcut ce ne-au pregătit să facem și locul în sine. Prima dată ne-am dus să vedem niște borcane cu tot felul de plante uscate. Apoi ne-am dus în laborator și am văzut cum se infuzează și cum le facem aromate. Și după am mers afară aici, am degustat diferite preparate din mentă, apoi ne-am dus și am făcut niște biluțe pentru ceai și pastile. După ne-am dus la o plimbare pe deal și ne-am întors pe o rută așa mai îmbârligat. E ușor să obții uleiuri din plante? Nu. E un proces complicat sau un ușor? E unul complicat, nu e ușor. Și e multă muncă aici? Ce părere ați avut? Da, e foarte multă muncă și trebuie să ai foarte multă răbdare dacă vrei să presezi uleiul. Și ce mai trebuie să-ți treacă foarte mult? Plantele? Plantele și natura. Corect. Și ce transmiteți Ioanei și Carle că le? Că le iubim și mai așteptăm să venim pe la ele. Exact.